Astăzi aș vrea să vorbesc cu voi despre cea mai mare bătălie care are loc între Dumnezeu și diavol. Această bătălie este reală, la fel de reală ca și existența noastră, dar Dumnezeu ne-a dat în această bătălie o armă care este puternică în mâinile fiecărui om al lui Dumnezeu care umblă cu el, care îl iubește și care îl ascultă. Iar această armă este rugăciunea. Acum dați-mi voie să împărtășesc cu voi o întâmplare adevărată care ilustrează foarte bine puterea rugăciunii și cum Dumnezeu ne poate da biruință în lupta noastră cu diavolul. Acum mai mulți ani, când am fost în Cehoslovacia, am întâlnit un om care a petrecut 5 ani de zile în închisoare, un adevărat om al lui Dumnezeu și un om al rugăciunii. În timp ce era cu mine, mi-a spus următoarele: mulți oameni vin în țara mea și vor să facă un foc mare pentru Dumnezeu. Dar dă-mi voie să spun ceva, eu nu vreau să fac un foc mare pentru Domnul, eu vreau să fiu mistuit de focul său până când nu mai rămâne nimic din mine, iar atunci când voi deveni un nimic, voi vedea slava lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că am fost foarte încurajat de acest om care a petrecut 5 ani de zile în închisoare pentru credința sa în Hristos. Apoi omul acesta m-a luat și mi-a arătat de la o fereastră stadionul orașului și a spus: m-am tot rugat și cred că Dumnezeu într-o zi va umple acel stadion cu oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Atunci m-am gândit, nu prea cred că se va întâmpla lucrul acesta în generația mea sau în generația acestui om. Am spus lucrul acesta pentru că în Cehoslovacia era la putere un regim comunist, iar în continuare oamenii erau arestați pentru credința lor în Domnul Iisus. Mi se părea imposibil. Dar omul acesta știa că se dă o luptă incredibilă pentru inimile și sufletele compatrioților săi și mai știa că rugăciunea este o armă măreață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecăruia. El era conștient că atunci când viața unei persoane este predată pe deplin Domnului și acea persoană se roagă, Dumnezeu îi va răspunde, iar omul acesta s-a rugat, iar Dumnezeu a făcut o lucrare măreață. Biblia spune, iar ei l-au biruit. Aici vorbește despre diavol. Prin sângele mielului, adică prin ceea ce a făcut Hristos la cruce, prin cuvântul mărturiei lor, adică prin mărturia ceea ce a făcut Dumnezeu în inimile noastre. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte, mai spune Biblia. Atunci când viețile noastre sunt predate pe deplin lui Dumnezeu și ne dedicăm în totalitate Lui și ne rugăm, atunci Dumnezeu va lucra cu putere. Așadar, roagă-te, pentru că Dumnezeu ți-a dat o armă puternică. Predă-ți viața lui Dumnezeu într-un mod deplin. Apoi roagă-te și caută-L pe Dumnezeu și vei vedea cum va lucra.